că vreau să vă mai arăt ceva. Deci în acest avion, pe lângă faptul că este făcut acum peste 20 de ani, sper să supraviețuiesc până în Bali înapoi. Nu avem aer, nu ni se dă apă, dar în schimb ni se dă șervețele. Deci dacă ați mai văzut așa ceva, e să urci în avion, să plătești bani, să ți se dea șervețele în loc de apă. Da, Lion Air. După cum vedeți, door-to-door service. This is not for human. Yes, yes, sure. Sper să supraviețuiesc până înapoi în Bali, iar apoi să priviți încă o chestie. Aerul condiționat. Ăsta este aerul condiționat. Da. Ei, priviți. Așa ne servesc pe noi în avion. Cine n-a călătorit niciodată cu avionul, e bine cam așa se întâmplă. Deci cum se zice, welcome on board. Am aterizat și am aterizat cu bine, cu toate că mi-a fost un pic de teamă, sincer, cu acel avion. M-am uitat pe net înainte să decoleze, să văd cam în ce an a fost aceste Boeing-uri 737-900 făcute. Zice că construcția lor a început în anul 1997, iar în anul 2000 au fost puse la dispoziția călătorilor. E bine, cred că acesta este unul dintre primele făcute cu care am zburat și dezastros. Deci fără aer condiționat, fără apă în avion și fără absolut nicio chestie cu care să ne întâmpine. Cu toate că n-am avut căldură, nu am putut nici să cumpărăm apă. Deci a fost infernal. Bine că a durat zborul mai puțin de 2 ore și am aterizat cu bine. Asta este cel mai important. Acum, nu știu dacă voi veți zbura cu această companie vreodată. Nu zic acum că toate avioanele sunt în halul ăsta de la ei, doar că pe mine unul m-a speriat după peste 100 de zboruri care am avut. Acesta este unul care nu l-aș recomanda nimănui. Am stat cu sufletul la gură, am editat un vlog, și dacă va fi primul vlog făcut în limba română după 7 luni, și de începând cu acel vlog de aici din Bali, este vorba de cacao, începând cu acel vlog totul va fi doar în limba română. Voi mai avea câteva vloguri de aici din Bali în limba engleză, sunt cele filmate înainte să plec din Bali pentru prima oară. Și acum să mergem frumos, să luăm grabul, să ne îndreptăm spre hotel, către pisicuța noastră. Și de ce nu? Acum, în acest vlog, o să vă arăt și cum arată cazarea mea de aici, din Bali, aceea care am stat 3 luni de zile și care acum va trebui să-mi iau rămas bun. Astăzi este luni, cred că în 17 iulie, iar pe data de 20 iulie am avionul către Vietnam. Și va trebui să spun la revedere Bali după atâta timp, dar trebuie să plec și de aici. Sincer, începe să devină plictisitor dacă nu ai ceva de făcut aici în Bali după o lună de stat degeaba. Eu zic că nu prea mai ai ce să mai vezi, nu mai am ce să vă arăt nici vouă. Toate că știu sigur că sunt locuri în care nu am ajuns, dar va trebui să le las pe altă dată. Oricum, eu zic că am văzut în mare parte 70-80% din atracțiile turistice de aici din Bali, eu deja le-am văzut. Acum mă îndrept spre ieșire. Aici știu că n-au voie să intre grab de la bicicletă, acel grab cu, cum îi spune, cu motor, așa că voi ieși afară și voi lua un motor de afară, pentru că am de mers cu motorul undeva la, să zic, 20 de minute și n-are rost să iau mașina să plătesc de 4 ori mai mult. Practic, diferența ar fi între mașină și, să vă zic exact, motorul cu grab mă costă undeva la 20.000 și 5.000, să zic, de rupii,
iar mașina mă costă undeva la 100. Țineți cont că dacă vreți să aflați cât înseamnă în bani românești, va trebui doar să înmulțiți cu 3, iar dacă vreți să știți cât înseamnă în lire, va trebui să împărțiți la 18.000. Așa că va trebui să merg pe aici. Știu exact unde este parcarea, am venit aici de foarte multe ori. Deja Bali pentru mine este a doua casă, pot să zic. Cred că știu Bali mai bine decât un balinez. Pentru că sunt sigur că ei nu se plimbă atât de mult datorită că au servici, unul la mână și a doua la mână datorită faptului că nu-și permit să viziteze atât de multe chestii câte am vizitat eu. Într-adevăr și eu am vizitat multe chestii care au fost super ieftine, să zic așa, dar au fost și chestii care le-am vizitat și au costat destul de mulți bani. Na, iar acum a trebuit să ocolesc acest gard și pe partea cealaltă sunt motoarele de unde voi lua și eu taxiul spre casă. Cred că deja se văd, eu nu cel puțin văd deja motoarele acolo. Cu siguranță unul mă va aștepta și pe mine. O să comand prin aplicație pentru că am oprit o dată pe stradă să iau unul și a vrut să mă țepuiască. Credea că eu nu știu pe aici care sunt prețurile. A, uitați, motoare. A, și voi lua și eu un băiat din acesta, grab să merg mai departe. Dar eu am venit de data asta, am venit pe domestic, dar am venit către internațional, deci practic în spatele acestei parcări supraetajate este aeroportul internațional, iar în dreapta este aeroportul domestic. Am venit aici către aeroportul internațional pentru că este singurul drum pe care îl știu eu ca să ajung aici la parcare. Puneți că avem și pe acolo pe undeva să ies mai repede, dar nu știam pe unde și am ales calea cea mai ușoară. Haideți să ne vedem acasă.